Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Șeful CJ Maricel Popa a anunțat înființarea unui tel verde pentru sesizări privind drumurile județene. Popa și-a anunțat intenția de a înainta o plângere penală împotriva SC Conted Company SRL, firmă care efectuează lucrările de asfaltare a 3 tronsoane din drum. Președintele CJ a inspectat șantierul de pe drumul Iași-Țibănești, unde stratul de asfalt turnat era cu 2 cm mai subțire decât prevedea caietul de sarcini. Iașiul se pregătește de sărbătoarea Sfintei Parascheva, care sunt modificările în circulație. Radio HIT a adresat această întrebare comisarului șef Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Rutiere. Progresiv vor fi închise străzile care converg către Mitropolie, în principal strada Uzinei și apoi zona Ștefan cel Mare, dar nu mai mult decât perimetrul din zona primăriei și a Mitropoliei, zona principală de desfășurare a manifestărilor religioase. Apoi, desigur, că vor fi închise Bulevardul Manjeron pe perioada cât vor fi manifestări la finalul sărbătorilor și în cartierul Dacia, zona Cicoarei. Însă va fi un trafic îngreunat, fapt pentru care vom suplimenta numărul de polițiști de la Poliția Națională. Autoritățile locale au anunțat că schimbarea legitimațiilor de transport în comun nu este necesară, iar acestea rămân valabile până la expirarea sau reînnoirea lor ulterioară. Asta în pofida faptului că noua companie de transport public Iași a operat oficial pe străzile orașului. Noile bilete de transport vor avea culori asemănătoare cu cele ale RATP pentru toate categoriile, însă vor avea inscripția Compania de Transport Public Iași. Iașiul va avea în această lună 5 zile de festival literar. Filit va începe pe 26 octombrie și se va încheia pe data de 30. Brand internațional, numai după 2 ediții, festivalul va respecta structura din anii trecuți, dar la dimensiuni reduse. Administrațiile locale au promis că va fi înființată o fundație care se va ocupa de festival și că echipa Filit nu va fi afectată. Ce s-a întâmplat până la urmă aflăm de la Amelia Gheorghiță. Promisiunile acestea au fost uitate foarte rapid, iar noi a trebuit să ne remobilizăm atât anul trecut și iar anul acesta din nou, din păcate. Bineînțeles, nu va fi la aceleași dimensiuni cu care ne-am obișnuit și noi ne-am dorit foarte mult, fiindcă am demonstrat că putem și chiar se poate. Ne-ar plăcea să fie cu sute de evenimente, nu doar 50 cum avem acum, dar asta este. În schimb, nu vom face rabat de la calitate. La mai bine de un an de la reducerea prețurilor medicamentelor, atât bolnavii cât și spitalele din Iași trebuie să găsească soluții înlocuitoare pentru produsele farmaceutice care lipsesc de pe piață. Înlocuitorii însă de cele mai multe ori sunt medicamente mai scumpe decât produsele pentru care primesc indicație bolnavii. Conducerile spitalelor arată că problema lipsei de pe piața unor produse medicamentoase a fost discutată în comisii speciale, soluțiile la îndemână fiind medicamentele care sunt disponibile la alte prețuri decât cele cu care unitățile medicale erau obișnuite. Sistemul centralizat de termoficare din municipiul Iași câștigă 2 noi clienți, director comercial și de comunicare Ana Maria Icătoiu. Veolia continuă să racordeze noi clienți la sistemul centralizat de termoficare. De data aceasta este vorba de 2 instituții dedicate copiilor. Noul ambulatoriu al Spitalului de Copii Sfânta Maria și sala de sport al Clubului Sportiv Școlar Angel Salini. Conducerile celor 2 instituții au ales termoficarea centralizată în detrimentul unei soluții individuale pe gaze naturale din câteva motive foarte clare. În primul rând, sistemul centralizat oferă siguranță în funcționare. În cazul termoficării nu există niciunul din riscurile asociate încălzirii pe gaz. În al doilea rând, clienții au 100% independență când vine vorba de pornirea sau oprirea căldurii. Potrivit Veolia, clienții vor plăti cu circa 20% mai puțin decât cu o eventuală soluție individuală pe gaze naturale. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Producția record de grâu i-a îngenunchiat pe micii fermieri. Prețul cerealelor a atins minimul ultimilor 5 ani. Grâul se vinde cu cel puțin 50 de bani pe kilogram, cu 10 bani mai puțin decât anul trecut. Dacă pentru marii producători prețul scăzut înseamnă profit mai mic, micii agricultori nu au bani nici măcar să cumpere sămânța pentru viitoarele culturi. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.